Am venit astăzi cu un tutorial despre aplicații referitoare la fotbal. O să merg cu cele mai scurte, iar apoi o să merg la ultima de top. Online Football Manager este o aplicație în care poți să fii managerul unei echipe. Eu sunt în această lume al ciurilor de Schalke. Aici aveți clasamentul, cu cine veți juca, echipa următorului adversar. Eu joc cu Bayern München. Rezultatele din ultima etapă, câte runde sunt, rezultatele, ce doresc cei de la conducere, poți să-ți inviți prietenii, etapa curentă din cupă, aici aveți ziarul, este foarte interesant, n-am mai văzut la alte aplicații, jucătorii, așezarea tactică, antrenamentul, cantonamentul, antrenamentul secret, tacticile. La cantonament vreau să vă arăt că dacă vă duceți în cantonament, pierdeți 150.000 de euro, însă vă face bine pentru moral și la antrenamentul secret costă 100.000 de euro, însă adversarul nu vă poate viziona tactica, specialiștii, pe cine pune să execute loviturile, personalul tău, ce personal aveți, sponsorii pe care aveți, ofertele primite și lista de transferuri. Puteți să cumpărați foarte ușor. Vreau să vă arăt aici fondurile clubului. Am niște bani în bancă. Îi veți putea scoate foarte ușor. Sunt pe acest buton. Îi veți putea pune la loc apăsând la fel pe acest buton. Aceasta a fost prima dintre ele. Să mergem la următoarea. La Flickshot. E o aplicație în care puteți să șutați. Să zic așa. Cancel. Cade. Ok. Aici este foarte interesant pentru că puteți să șutați în orice unghi vreți. Cu efect. Să vă arăt un șut cu efect. Mi-a apărat. Ok. No. La 10 goluri marcate, treceți la următorul nivel și portarul devine din ce în ce mai bun. La nivelul 4 se schimbă echipamentul portarului. Golpost, aici trebuie să loviți bara. Neapărat. No. Fii atent aici. Pa, aproape. Dacă mai dau o dată, sunt tare. E, aproape. Ok. Turnament, puteți să faceți un campionat, o singură minge dacă aveți și ținte. Multiplayer, puteți să jucați cu diferiți prieteni de pe Facebook, să apreciați jocul, să-i dați like, mai multe aplicații, sonorul și scorul pe care îl aveți. Vreau să vă mai arăt încă una, Top 11. Mulți, sunt convins că mulți dintre voi o știu. Top 11. Mulți o știți pentru că probabil mulți dintre voi aveți cont pe ea. Sunteți și aici managerul unei echipe. De la asta unei echipe pe care voi o construiți. Vă cumpărați jucători și jucați în campionat, în Champions League. FIFA 14. Am păstrat-o la urmă pentru că este cea mai înaltă și este cea mai interesantă, aș putea spune. O să o prezint scurt, o să joc niște penaltiuri și probabil în alte meciuri o să fac tutoriale cu meciuri. Ultimate Team, aici aveți echipa voastră de fotbal, Team of Week, echipa săptămânii. Puteți să jucați un meci cu oamenii din lumea întreagă, meciurile săptămânii, e cam în urmă, care alți societăți au jucat meci săptămâna trecută. Bine, s-a jucat sâmbătă, cred. Kick-off, veți putea juca un meci online cu alți oameni, cum spuneam. Turnament, puteți să jucați, puteți să fiți manager. E Ultimate Team, cum spuneam, meciurile săptămânii și penaltiuri. Aici vă puteți uita la recordurile pe care le aveți, replay-urile. Probabil mulți mă știți de pe YouTube că am foarte multe goluri. Hai să vedem un gol pe care l-am salvat. Eu nu mai știu sincer despre ce gol e vorba. Da, o să-l vedem împreună. Aici era Isco. Ok, mi-a plăcut pentru că a fost o bară gol. Asta și de obicei mă captivează când dau un bară gol. Când dau un bară și apoi se duce în poartă. Prietenii pe care îi aveți. Meciurile săptămânii, am mai spus despre asta. Ultima rubrică despre meci, control, display, uitați, aici vreau să ajung la setări, puteți să selectați timpul,
iCloud, dacă vreți să partajați datele. Sunt 5 nivele de dificultate, beginner, amator, semi-pro, profesional și work class, probabil, după cum știți, profesionalul de top. Offside-ul, dacă vreți să aveți, dacă vreți ca jucătorii să poată să atingă mingea cu mâna, cum vreți să arate camera, scorul, dacă vreți să fie arătat, radarul, mă rog, alte setări, comentariile le puteți schimba din engleză în franceză, spaniolă, în germană, în italiană sau în engleză. Comentariile, mă rog, alte chestii de sonor, controlul. Vreau să vă rog cum se bat aici penaltiurile și o să închei. Nu vreau să țin prea mult. Ok. Acesta ar fi 11, nu am modificări. Durează un pic până se încarcă și apoi va începe, practic, vor începe penaltiurile. Puteți șuta, numai glisând cu mâna pe ecran. Puteți apăra la fel glisând cu mâna. Aratat. Benzema. Ok, o să mai las la un penalti și cam atât. Ok, asta ar fi și cu FIFA. Hai că mai dau un gol și gata. Au ghetele de fotbal exact ca în realitate. Asta este marele avantaj. Dă gol. Gata. Asta a fost cu meciul. Puteți câștiga puncte XP care vi se vor adăuga la nivelul. Eu sunt la nivelul 11, vreau să trec la 12. Aceasta este porecla pe care o am eu la FIFA. Ok, asta a fost cu acest review.